Văd poeți ce au scris o limbă ca un fagure de miere. Cichindal, gură de aur, mumulan, glas de durere, prale, firea cea întoarsă. Daniel cel trist și mic. Vă cărescu când în dulcea iubirii primăvară, cantemir croin la planuri, din cuțite și pahar, Beldiman vestind din stihuri, pe războiul inimic. Bună, dragilor, sunt Aurora, bine v-am găsit sau bine v-am regăsit la o nouă poveste de vineri din seria Țara Popor. Data trecută am început să ne uităm la un element identitar foarte important pentru noi românii și anume la limba pe care o vorbim cu toții, limba română. Și pentru asta ne-am dus hăți departe în Bucovina aflată sub stăpânirea austriacă, în compania unui profesor și om de cultură care venea, de fapt fugea, din Transilvania, din calea autorităților maghiare, care îl condamnaseră pentru participarea la Revoluția de la 1848. Spuneam data trecută că, din păcate, pe Aron Pumnul, pentru că despre el este vorba, îl cunoaștem de la școală mai mult drept profesorul lui Eminescu. Și ca să mai îndrept cât de cât lucrurile și să mai scot o pietricică din înaltul piedestal pe care este ridicat Mihai Eminescu și să o lipesc pe soclul modest pe care se află Aron Pumnul, m-am gândit să încep povestea de astăzi cu acele versuri pe care cred că le-ați recunoscut din poezia Epigonii de Mihai Eminescu. Și să vă spun că numele ăla care nouă ne sună cunoscut doar din poezia Epigonii, Cichindal, Mumulean, Psihleanu, Beldiman, Daniel, cel trist și mic, sunt de fapt luate de Eminescu direct din lăpturariul lui Aron Pumnul, împreună cu descrierile. Adică Eminescu nu a scos acest nume din literatura română, care par așa străvechi, dar de fapt ăștia sunt poeți de pe la 1800 cu toții, din nu știu ce arhive, din nu știu ce cronici, din nu știu ce poduri, unghiere colbuite, ci l-a luat fix din acel mult criticat lăpturariu. Și tot data trecută ziceam că, în general, asupra lui Aron Pumnul planează așa un aer de ironie și ridicol, el fiind criticat și pentru sufixele la ciune și mânt, și pentru poveștile pe care le spune despre limba română, și am văzut în lectura de data trecută că trăiește cu impresia că limba română ar fi mai veche decât latina clasică, și pentru lăpturariul ăsta în care a înghesuit, fără să țină cont de criterii estetice, tot felul de oameni care n-au legătură cu arta și literatura. Și cred eu că dacă ne uităm în continuare prin acești ochelari la Aron Pumnul, nu vedem pădurea din cauza copacilor. Și am zis că el vine din Transilvania și vine cu ideile astea din Transilvania, așa că vă propun să ne ducem și noi în Transilvania astăzi și să vedem ce cu ideile astea despre limba română, de unde vin ele și cărui scop servesc. Și de asemenea, să vedem cum au fost ele receptate peste munți în România, pentru că treaba mergea mai bine de partea cealaltă a Carpaților, unde Țara Românească și Moldova în 1859 au reușit să se unească. Cred că am mai vorbit despre asta. În Transilvania au existat două valuri de latinism. Primul este legat de școala ardeleană, în secolul al XVIII-lea. Este o mișcare ce se inspiră din iluminism. O mișcare națională și politică, dar care evident se răsfrânge și în zona culturală. Pe scurt, școala ardeleană apelează la argumentul latinității poporului român din Transilvania ca
argument și criteriu de diferențiere, de individualizare printre celelalte națiuni din Imperiul Austriac. Doar că, fiind așa pătrunși de povestea asta cu latinitatea, exagerează un pic și îi dau pe daci afară din scenă de tot și spun că românii sunt urmașii direcți ai coloniștilor romani aduși de Traian în Dacia. Adică, să înțelegem, printre celelalte popoare care ne înconjoară, noi românii suntem niște oameni cu o origine nobilă, pentru că suntem, din nou zic, descendenții direcți ai unei civilizații vechi și importante. Stați liniștiți, ăștia care iubiți dacii vor reveni și ei pe scenă ulterior. Trecem imediat la valul al doilea de latiniști, din secolul al XIX-lea, care de data asta au legătură cu Revoluția de la 1848, dar nu înainte de a spune numele cel mai importante ale școlii ardelene. Și fraților, dacă sunteți la liceu și nu știți niște nume din școala ardeleană, e momentul să remediați treaba asta repede, repede, pentru că școala ardeleană este o mișcare foarte importantă din istoria noastră și nu se cade să ne luăm bacul chiar așa în orice condiții. În fine, v-am făcut morală, acum hai să spunem numele: Petru Maior, Samuel Nicu, Gheorghe Șincai și, pentru literatură, un nume foarte important este Ion Budai de Lat. Trecem pe repede înainte la valul al doilea de latiniști. Spuneam, secolul al XIX-lea, ne-am întâlnit deja cu ei pentru că ei au fost menționați pe la sfârșitul textului de data trecută și știm Barițiu, Timotei Cipariu, August Trăboniu Laurian. Insist pe August Trăboniu Laurian pentru că, vedeți, el are un nume așa foarte latin, nu e numele lui real, e un nume pe care și-l ia singur. Dar vă atrag atenția că dacă am avea așa o listă de nume pe ardeleni, i-am recunoaște imediat pentru că foarte mulți, până în ziua de astăzi, pe lângă un prenume neauș românesc, au și un nume din ăsta latin. Liviu, Titus, Tiberiu, Caius și așa mai departe. Iar acest prenume vin dintr-o tradiție, să-i spunem, antimaghiarizare. Și acum cam povestit așa, cam care povestea în Transilvania cu starea națiunii. Hai să ne luăm niște repere istorice scurte de data asta, nu mai povestim pe larg de războaie, numim doar păcile și ce s-a întâmplat la sfârșitul lor. Și apoi vorbim din nou despre limba română. Și avem așa, 1699, război între turcii austrieci. Turcii pierd războiul, se semnează tratatul de la Karlovitz, prin care Principatul Transilvaniei, anterior vasal al Imperiului Otoman, ajunge sub stăpânire austriacă. După aceea, în 1718, avem alt război, tot între turci și austrieci, turcii iar și au bătaie și Banatul ajunge sub stăpânire habsburgică. În 1775 am spus povestea data trecută, de data asta este un război între turcii ruși, dar când doi se ceartă, al treilea câștigă, Austria câștigă Bucovina. Apoi, la momentul 1848, avem o nouă dandana, pe lângă povestea cu austriecii, intervenind, probabil corect ar fi să spun, o nouă bază conie cu ungurii, pentru că dietei de la Cluj îi vine așa o idee, aș zice năstrușnică, dacă n-ar fi mizerabilă, ideea unirii Transilvaniei cu Ungaria. Evident, românilor nu le convine, nu convine nimănui, nu convine nici sașilor, care și ei sunt locuitori ai Transilvaniei. Iar apoi va urma momentul 1867, când se naște Austro-Ungaria sau dubla monarhie și Transilvania ajunge parte a acestei. Dacă am zis de momentul 1848 și de ideea aberantă a dietei de la Cluj,
Aș vrea să vă citesc un fragment dintr-o lucrare numită, dintr-o broșură numită Der Sprachkampf in Siebenbürgen, adică Războiul limbilor în Ardeal. O broșură celebră, cum o prezintă internetul, dar pe care nu o găsești pe nicăieri, nici în germană, nici în română. Semnată de un pastor sas care se numește Stefan Ludwig Roth. Și ce spune omul ăsta? Domnii din dieta de la Cluj voiesc să vadă născută o limbă de cancelarie și acum se bucură că copilul a fost adus pe lume. A declara o limbă drept oficială a țării nu e nevoie, căci noi avem deja o limbă a țării. Nu este limba germană, dar nici cea maghiară, ci este limba valahă. Oricât ne-am suci și ne-am învârti noi, națiunile reprezentate în dietă, nu putem schimba nimic. Aceasta este realitatea. Această realitate nu poate fi contestată. Vă reamintesc, omul este sas, da? Nu este român. De îndată ce se întâlnesc doi cetățeni de naționalități diferite, și niciunul nu cunoaște limba celuilalt, de îndată limba valahă le slujește de tălmaci. Când faci o călătorie, când te duci la Iarmaroc, limba valahă o cunoaște oricine. Înainte de a face încercarea, dacă cineva știe limba germană sau celălalt cea maghiară, conversația începe în valahă. Cu valahul oricum nu poți sta altfel de vorbă, căci de obicei el nu vorbește decât graiul lui. E explicabil. Ca să înveți limba maghiară sau cea germană, ai nevoie de cursuri școlare. Limba valahă o înveți singur pe stradă, în contactul zilnic cu oamenii. Ușurința învățatului ei nu stă numai în marele număr de cuvinte latinești pe care acest popor le-a adoptat odată cu contopirea sau cu coloniștii romani și care nouă, transilvanilor, ne sunt precunoscute datorită educației noastre în spirit latin de până acum, și prin faptul că viața însăși ne pune zilnic în contact cu acest popor numeros. Azi se prinde de tine un cuvânt, mâine altul și după o vreme observi că poți vorbi românește fără ca de fapt să fii învățat. Chiar dacă cuiva nu i-ar fi atât de ușor învățatul ei, se recomandă să o facă, din mii și felurite motive. Vrei să discuți cu un valac? Trebuie să folosești limba lui. Dacă nu vrei să te alegi cu un, nu știu, ridicat din umeri. Este un text care ne place pentru că vorbește frumos despre noi românii și mai ales pentru că nu este spus de un român, ci de un străin, oferă cumva dovada faptului că fix așa stau lucrurile. Dar evident, înțelegem în același timp că acest discurs nu este pe placul celor care instrumentează alipirea Transilvaniei la Ungaria. Așa că lucrurile se sfârșesc tragic și spre deosebire de Aron Pumnul, care fusese și el condamnat la moarte, dar care reușește să scape cu fuga. Pastorul Sas este prins de unguri, este condamnat la moarte, iar sentința este executată în doar câteva ore de la pronunțare. Cu aceasta ne întoarcem la povestea noastră propriu-zisă și vă amintesc că spuneam la început că dacă ne uităm strict prin ochelarii esteticii, ai criticii literare, ai istoriei literaturii și așa mai departe, riscăm să nu vedem pădurea din cauza copacilor. Acum că ne-am făcut o idee cât de cât despre cum stăteau lucrurile în Transilvania, înțelegem că mișcarea culturală și curentul latinist serveau de fapt unui scop mai mare, acela de emancipare națională a românilor din Transilvania. Și ar fi o pierdere să desființăm aceste eforturi doar așa, pentru că unul sau altul exagerează într-o direcție, bacă scot dacii din imagine, bacă exagerează cu vechimea limbii române. Lucrurile sunt reale. De fapt, poporul român are o origine latină, iar limba română este o limbă latină. Dar haideți să ne mutăm acum
în România, pentru că am spus, suntem după 1859, și să vedem cum se uită românii din România la românii din Transilvania și la ce se întâmplă acolo. Și aici ajungem la autorul nostru de astăzi și am ales ca fundal acest timbru, nu întâmplător. Pentru că Titu Maiorescu apare aici cu numele lui integral și dacă sunteți pe Spotify și nu vedeți, vi-l citesc eu, omul se numește Titu Liviu Maiorescu. Vă aduceți aminte ce am zis de românii din Ardeal? Deci el are un nume așa care aduce nume de ardelean, Titu Liviu, Titus Livius, istoricul? Vă sună cunoscut? El este născut la Craiova, dar familia sa este din Ardeal, tatăl său este ardelean și se numește Ioan Trifu. Dar el își ia numele de Maiorescu pentru că este un mare admirator al lui Petru Maior, de care am vorbit mai devreme. Sigur, acum că am ajuns la biografia lui Maiorescu, ar fi foarte tentant și absolut fascinant să săpăm puțin prin ea, pentru că am descoperit un om foarte diferit de personajul pe care îl prezintă școala, de acel personaj sobru, academic, olimpian, de acel zeu atot știutor. Dar pentru textul de astăzi, pentru lectura de astăzi, cred că este important să știm că el a făcut studii la Viena încă de la 11 ani, la Berlin și la Paris. Are tot felul de licențe și de doctorate și este un foarte bun, un foarte fin cunoscător al limbii germane. V-am avertizat data trecută că aceste episoade vor trece prin limba germană și că trebuie să vă antrenați urechile. Hai să vedem pentru ce îl știm pe Maiorescu de la școală. Pentru că Maiorescu este un autor care este predat la limba și literatura română. Păi îl știm în primul rând pentru înființarea societății Junimea la Iași în 1863. Și acum, dacă sunteți la liceu, vă întreb, cine sunt ceilalți trei cu care Maiorescu înființează Junimea? Că nu este singurul fondator al Junimii. Și dacă nu știți, sunt cu morala la mine azi, stați jos patru. Și până data viitoare să știți. Hai să-i spunem. Iacob Năgruții, Teodor Roseti și Vasile Pogor. Așa, în paranteză fie spus, ăștia trei sunt din familii de boieri. Maiorescu este singurul care nu are origini înalte. Pentru ce mai știm pe Maiorescu de la școală? Păi, în primul rând, toată lumea îl știe pentru povestea aia, pentru teoria aia cu formele fără fond. El criticând importul unor structuri, unor instituții din Occident, fără să existe conținut pentru acesta. Ele rămân astfel niște forme goale. Pe scurt, așa zic. După aia îl mai știm pentru așa numita teoria autonomiei esteticului. Adică, și aici iarăși este important să fim atenți, el zice că operele literare trebuie să aibă o valoare estetică în sine, adică valoarea lor să nu fie determinată de alte criterii decât valoarea estetică, alte criterii fiind, de exemplu, cele politice, cele naționale, cele morale. Și aici deja întrevedem faptul că el își va arăta dinții împotriva intelectualilor ardeleni. Și, de asemenea, un lucru pentru care nu prea este pomenit, deși intervenția lui este importantă, el normează și el limba română și normele sale de scriere chiar vor fi însușite oficial în 1904. Vă citesc niște titluri de lucrări referitoare la limbă. Pentru ce limba latină este chiar în privința educațiunii morale studiul fundamental în gimnaziu?
să nu ne lăsăm păcăliți, nu este latinist. Mai are o lucrare care se numește Regulele limbei române pentru începători și una foarte importantă despre scrierea limbei române, în care expune aceste norme de scriere. Acum aș vrea să vă citesc un fragment ca să înțelegem cumva și unde se situau intelectualii din România. Și aici o să ne uităm sigur la Titu Maiorescu și la Junina. Iar apoi, având informații atât despre Transilvania, cât și despre, zic așa, România, într-un sens generic, despre Titu Maiorescu și Junima, să vedem cam care e părerea noastră. Deci, în Observări polemice, din 1869, Titu Maiorescu scrie așa: pe treapta din tâi, noi căutăm numai să imităm. Recunoaștem superioritatea străină, însă ne dăm aerul a păși tot în direcția ei și o ajunge cât de curând și, confundând extensiunea cu intensivitatea și cantitatea cu calitatea, ne grăbim a arăta rezultatele dobândite. Și voi, sigur, vă gândiți că nu s-a schimbat nimic nici până acum, dar să vedeți ce zice el în continuare. O lucrare caracteristică pentru această treaptă este Lepturariul românesc al lui Aron Pumnul de la Cernăuți. În gimnaziile austriece există pentru literatura germană o carte de lectură întocmită de un Mozart, în care se află culese bucăți de model din poezia și proza germană. După deosebitele clase, materia e deosebită, în volumele din urmă sunt adăugate tratate estetice și biografii scurte ale autorilor celor mai renumiți. Deci, iată, apropo de formă fără fond, Aron Pumnul face chestia asta cu lepturariul. E bine, nu e bine? Hai să vedem ce zice Maiorescu. Pentru a înzestra și cursul de limba română din gimnaziile bucovinene cu asemenea carte de lectură, răposatul Aron Pumnul a publicat nu mai puțin decât 6 volume de exemple din literatura noastră, cele din urmă cu notițe biografice asupra celebrităților române. 6 volume de modeluri literare la români? Mare descoperire și grea în aparență, dar când te uiți mai de aproape, te miri de ce au ieșit numai 6 volume. Căci în această colecție, după cum se vede, sub literatură, se înțelege adunarea tuturor literelor tipărite și chiar netipărite și în acest chip se puteau umple 10 de volume cu extracte de aceeași valoare. În partea întâi a tomului 4, unde ajung citatele literare până în secolul nostru, întâlnim la pagina 104 pe literatul român Ioan Pralea. Vă aduceți aminte? L-am pomenit deja în acel fragment din Epigoni. O notiță biografică ne spune că acest Pralea a fost cu un spirit plin de artele frumoase. Poet, muzician, arhitect, croitor, ciobotar și aflător de lucruri nou. Spiritul lui țintea la universalitate. Și cu un cuvânt că era, în ghilimele, un bărbat genial și ciudat în felul său. Și mai departe. Într-o seară a Junimii la Iași, ne povestea Alexandrii despre Pralea. Pralea locuia în Iași pe șesul Bahluiului, lângă Mănăstirea Frumoasă. În odaia lui își alcătuise un pat mișcător, scânduri atârnate la perete, cele tot schimbat după direcția soarelui, și pentru care își bătuse câțiva pari în zid după punctele geografice. Pe lângă acești pari se mai aflau în perete un șir de cuie de lemn, bătute în linie dreaptă, de la ușă și până la locul unde se întâmpla să-i fie patul în acea zi. Când intra Pralea în odaie seara, pentru ca să se culce, începea să se dezbrace la ușă și de cuiul din tâi și-agăța căciula. Și așa mai încolo, de fiecare cui,
câte o parte a îmbrăcămintei până când ajungea la pat în starea lui Adam. Dimineața începea apoi procedura inversă și descuindu-și veșmânt după veșmânt, ajungea gata la ușă. Pentru asemenea anecdotă era bun Ioan Prale. Cine ar fi crezut că va ajunge și model de literatură într-un lepturariu gimnazial? Eh, Prale firea cea întoarsă. Dincolo de anecdoticul textului, vedem aici două lucruri. Odată vedem teoria formelor fără fond, adică facem un lepturariu după modelul occidental și pe de altă parte vedem și teoria autonomiei esteticului, pentru că practic înțelegem că acești autori din lepturariu, cum este acest Prale sau Pralea, sunt băgați acolo doar ca să avem o literatură, fără legătură cu valoarea estetică, cu valoarea literară a operelor lor. Vă aduceți aminte ce am zis că se întâmpla în 1867 în Transilvania? Este momentul de naștere al dublei monarhii, adică al Austro-Ungariei. Cum s-ar zice, in the meanwhile, în România, la Iași, în 1867, apar convorbirile literare. Hai să vedem ce spune cineva de la Junimea despre Maiorescu și despre teoriile sale. Este vorba despre Gheorghe Panu, care scrie în amintirile sale așa. Când apar convorbirile, situația literaturii noastre lăsa mult de dorit, lăsa aproape tot de dorit. Nu exista nicio revistă literară cu un caracter mai permanent. Ele apăreau, trăiau câteva luni și dispăreau. E drept că erau reprezentanți autorizați ai literaturii române, precum Alexandrii, Grigore Alexandrescu, Bolin Tinanu și Costache Negruții. Dar dedesubtul acestora mișunau o mulțime de oameni de litere fără niciun talent, care scriau și scriau lucruri dedesubtul mediocrului. Toți acești literatori găseau încurajare în public. Nu exista propriu-zis niciun fel de spirit critic. Operele literare nu se judecau din punct de vedere al valorii estetice, ci din acela al utilității și al patriotismului. Fiindcă ne lipsea o literatură națională, fiecare se pusese pe lucru ca să o creeze. Și ca să o creeze, se credea că este destul ca cineva să scrie. Și cu cât mai mulți vor fi scriitorii, cu atât literatura va deveni mai de valoare și mai temeinică. Spiritul de critică nu exista, am zis, și nici nu putea să existe, admis punctul de mai sus. Îndată ce era convenit că toți românii trebuie să contribuie la formarea literaturii naționale, o critică estetică nu mai avea loc. Și acum fiți atenți. Acest spirit binevoitor, această lipsă de orice critică, ne venea mai cu seamă din Transilvania. Trebuie să spun că la acea dată influența literaților și oameni de știință transilvaneni și bucovineni erau încă mare în România. Din cauza luptei politice ce românii duceau în Transilvania și în Bucovina chiar, ei îmbrățișau tot ce se scria în românește. Ei aveau nevoie de o literatură națională, de opus literaturii maghiare și germane. Ar fi fost în asemenea împrejurări de neînțeles ca ei să facă pe dificili în această ramură. Așa, e destul să spunem că Pumnul în Bucovina scosese un lepturar românesc în 6 volume, rezumând literatura noastră națională. Notați! 6 volume! În Transilvania se lucra la așa ceva, iar gazete ca Familia Transilvania, Albina, Telegraful, Federația înălțau până în ceruri tot ce se scria în românește. În România liberă, autorii se lăudau unii pe alții, în tot cazul nu se criticau, lucrarea fiecăruia era binevenită, de vreme ce era scrisă în românește și însuflețită de bune intenții naționale. În asemenea împrejurări, oameni ca domnul Maiorescu și domnul Carp, educați la critica esteticii germane
și însuflețiți de exemplele acelei literaturi, oameni cu gust estetic distins ca domnul Pogor, oameni hotărâți să lucreze ca domnul Iacob Negruții, nu puteau să rămâie impasibili și indiferenți, nu puteau să nu intre în luptă pentru a pune literatura pe terenul ei adevărat, dezbrăcând-o de caracterele străine de ea. Nu puteau ca să nu pună chestia pe valoarea reală și intrinsecă a producerilor, indiferent de spiritul de naționalitate. De altă parte, zilnic se debitau atâtea naivități sau enormități în domeniul literar, încât o elementară critică putea să-și facă drumul și să aibă succes. Iată rațiunea apariției convorbirilor literare. Și mai vreau să vă mai citesc ceva și apoi trecem la lectura noastră propriu-zisă de astăzi. Vreau să vă mai citesc ceva din Iorga, din lucrarea Partea românilor din Ardeal și Ungaria în cultura românească, influențe și conflicte. Încerc să vă pun la dispoziție mai multe păreri, astfel încât să vă ajut să vă formați o părere proprie. Cred că ăsta e lucrul cel mai important, adică v-am mai spus, nu să-i cităm pe unii și pe alții, nu să copiem de la unii și de la alții, ci să ne gândim cu mintea noastră și să tragem o concluzie. Așadar, zice Iorga, în Partea românilor din Ardeal și Ungaria în cultura românească, influențe și conflicte, abia tăcusă ultimul ecou al acestor certe urâte, în care nu mai era vorba decât de locurile și onorurile pe care și le disputau localnicii cu ardelenii emigrați, și cultura ardeleană fu atacată din nou. Și mă opresc puțin să explic această frază. După 1859, evident, o serie de intelectuali din Transilvania vin în România și își găsesc foarte bine locul în România, mai mult, primesc tot felul de posturi și de funcții. Și bineînțeles că lucrul acesta deranjează. Și aș mai adăuga un amănunt, spunând că mulți dintre intelectualii din România, și putem să ne gândim la nume cu care noi ne-am mai întâlnit la Povestea de Vineri, la familia Rosetti, la Alexandrii, la Negruții, vin din familii de boieri. Iar cei care vin din Transilvania, știm, în Transilvania nu există o nobilime românească, evident nu au titluri nobiliare și nici lucrul ăsta nu dă bine. Continuăm. De data aceasta, deci cultura ardeleană de data aceasta este atacată de un fiu de ardelean crescut în Brașov, apoi în Berlin, și de curând profesor și îndrumător la Iași, domnul Titu Maiorescu. Domnul Maiorescu pleca de la teoriile sale cunoscute cu privire la chemarea scrisului, care trebuia să fie pe înțelesul oricui. Formă simplă, transparentă, stilistică și ortografică pentru idee. Găsea la ardeleni ortografia lui Cipariu, vocabularul lui Laurian, gramatica viciată de influență ungurești și germane, adică la ardelenii care făceau literatura și presa. Domnul Maiorescu credea cu dreptate că nicio provincie românească n-are dreptul de a se izola prin tradiții locale demersul general al culturii românești. Și astfel, a doua zi după ce enunțase părerea asupra ortografiei deosebite de cele cipariene, dominatoare și în cercurile filologice ale Academiei de curând întemeiate, domnia sa a început încă de la 1868 cu metoda obișnuită a domniei sale de a-și alege exemple bătătoare la ochi și de a le expune ridicolului, trăgând apoi implacabile concluzii, lupta împotriva limbii române în jurnalele din Austria, ora stilului jurnaliștilor români din Transilvania, Bucovina și Banat. Lupta era dusă în numele spiritului propriu național pentru a se porni o mișcare de reacțiune. Se ținea seamă de recunoștința ce se datorește acestor foi pentru serviciile aduse cauzei politice a românilor austriaci, socotind însă că aceste servicii stau în cumpănă, aproape, cu pagubele aduse prin stilul viciat culturii comune. Se excepta Cipariu și limba curată a publicației sale de istorie și filologie, Arhivul,
Cât privește însă teoriile aceluiași fruntaș ardelan, încercările lui de a da, fie și pe baza cunoștinței vechii literaturi, a vechilor texte, o altă limbă curată, o ortografie amintitoare de faze întrecute în viața cuvintelor, nu se făcea deosebirea între această curiozitate literară fără valoare practică? Și aceea cu altă formă a lui Laurian, dominatorul filologic de dincoace de munți. Și mai departe, să continuăm cu observații despre Bărnuțiu. Asta este o poveste separată cu Bărnuțiu. Și cu aceasta noi ne ducem către textul nostru de astăzi cu o precizare. Vom întâlni în decursul textului menționat cuvântul idiotism. Și zic asta pentru ascultătorii mai tineri, care poate să gândesc că idiotism vine de la idiot. Și acest lucru ne aduce la o înțelegere greșită a textului. Idiotism nu vine de la idiot, vine de la idiom. Prin urmare, acest termen, idiotism, face referire la acele expresii specifice unei limbi care nu pot fi traduse cuvânt cu cuvânt în altă limbă decât riscând producerea unor efecte ilare. Și ca să ne facem o idee, putem da niște exemple în limba noastră. Voi puteți să încercați să le traduceți așa, cuvânt cu cuvânt, în engleză sau în altă limbă pe care o știți, cum ar fi a tăia frunză la câini, n-au intrat zilele în sac, l-am prins cu mâța în sac, a freca menta și așa mai departe. Fiind lămurit acest aspect, ne apucăm de citit. Vom citi astăzi un titlu pe care l-am menționat deja atunci când am citit acel fragment din Iorga. Este vorba de Limba română în jurnalele din Austria, din 1868. Stilul jurnaliștilor români din Transilvania, Bucovina și Banat a ajuns într-o stare ce nu mai îngăduie tăcerea cu care a fost primit până acum. Prin formarea noilor expresii și prin construcțiunea lor sintactică, compatrioții noștri de peste Carpați introduc pe toate zilele în limba română o denaturare a spiritului propriu național, care în întinderea ei de astăzi a devenit primejdioasă, cu atât mai mult cu cât cei ce au cauzat-o și cei ce o continuă nu par a avea conștiința răului, ci răspândesc încrederea de a fi cei mai buni stiliști ai literaturii române. Încă 10 ani de o asemenea convingere publică, încă o generație de tineri cu același sistem de expresii și limba română poate deveni o ruină, nu reparată, ci stricată prin construcții străine, fără nicio adaptare de stil și incapabile de a-i manifesta propria idee în modul ei original. Rândurile de față au scopul de a arăta acea direcție falsă a autorilor români din Austria și de a deștepta în spiritele care în mijlocul contagiului general vor mai fi putut păstra judecata lor sănătoasă, o tendință de reacțiune. Susținem dar și ne vom încerca să dovedim că jurnaliștii români de peste Carpați, nu rare ori, pe aici pe acolo, din scăpare de vedere, ci sistematicește, după deprinderea obștească, în fiecare număr publicat de dânsii fac greșeli neiertate în contra limbii române, introducând construcțiuni false de cuvinte, stil greoi antiromân și, mai întâi de toate, o monstruoasă germanizare în expresii. Și când vorbim de jurnaliștii români de peste Carpați, nu înțelegem pe cei obscuri, ci înțelegem pe cei de frunte și cei mai recunoscuți. În prima linie pe cei de la Gazeta Transilvaniei, Albina, Telegraful Român, Federațiunea, Foaia Societății din Cernăuți, Transilvania, pe lângă care vom cita numai întreagăt Concordia și Familia. Recunoștința ce se datorește acestor foi pentru serviciile aduse cauze politice a românilor austrieci nu ne poate scuti de datoria unei opozițiuni energice în contra formei cu care se prezintă. Căci ușor s-ar putea întâmpla ca în rezultatul final, câștigul dobândit în politică să fie cumpănit prin pierderea suferită în limbă.
În haosul erorilor de care avem să ne ocupăm, vom introduce mai întâi o ordine a pertractării. Din antologia îmbelșugată ce ne-au înfățișat-o numerele de jurnale apărute în aceste 4-5 luni ale anului 1868, căci nu am avut trebuință să ne întindem peste un timp mai îndelungat, vom așeza citațiunile în trei grupări deosebite. Vom arăta mai întâi germanizarea limbii, vom cita apoi îngreuierea stilului paralel cu exagerarea lui și vom vorbi în fine despre falsa originalitate în formarea și întrebuințarea cuvintelor. Probele de germanisme în foile române austriece sunt așa de numeroase, încât cu singura excepție a Arhivului Filologic al domnului Cipaiu, care este scris în limbă curată, nu am aflat nicio coloană a vreunui număr care să fi fost lipsită de ele. Cităm din foile ce le avem înaintele câteva exemple. Gazeta Transilvaniei din 7 februarie 1868 zice: după un telegram, generalul Neiberg s-ar fi străpus la Brün. O muzică de pisici îi se pregătea în Pozoniu. Ce va să zică un general străpus la Brün? Lectorii din România Liberă vor crede, la prima citire, că este o greșeală de tipar și că ar trebui să fie străpuns. Dar cine cunoaște sistemul jurnaliștilor transilvăneni, de câte ori nu înțelege un cuvânt, îl traduce în nemțește și apoi îl retraduce în românește. Străpus, tradus în nemțește, ne dă forlegt și forzest. Și aceasta însemnează pe românește strămutat. Astfel, aflăm că generalul nostru a fost strămutat la Brün. Însă altă greutate. Ce întâmplare neînțeleasă este aceea cu pisicile care îi pregăteau generalului o muzică. Muzică de pisici se cheamă nemțește Katzenmusik, ceea ce va se zică pe românește cu un termin admis la noi ca în toată Europa. Vezi și vocabularul francez-românesc de Poenaru, Aron și Hill, charivari, adică o muzică făcută în bătaie de joc. În Albina din 28 aprilie 1868 citim: pe Știnaplo, organul corporal al partidei guvernului. Traducând acest organ corporal, dăm de Leiborgan. Și Leiborgan înseamnă organ favorit, organ de predilecțiune. Și astfel, pe Știnaplo devine jurnal favorit al partidului guvernamental. Telegraful român din 25 aprilie 1868 ne spune că succesul acesta nu poate fi dătător de măsură. Dătător de măsură este traducerea literală din nemțescul Maßgeber și însemnează decisiv, hotărător, așa încât după dânsul să poți prevedea sau măsura și alte fapte. Ce ar zice francezii când ar vorbi un jurnalist d'un succès donateur de mesure? Albina din 19 aprilie 1868 zice: motivându-și deputațiunea rogarea sa, domnul ministru aduse una și alta în contra. Perențește: der Herr Minister brachte eins und das andere dagegen vor. Iar pe românește: domnul ministru făcu mai multe obiecțiuni. În Gazeta Transilvaniei din 7 februarie 1868, introducerea unei taxe uniforme s-a propus în Senat a se pune în viață. Die Einführung einer Taxe soll ins Leben treten, adică introducerea unei taxe se va pune în practică, sau mai bine, o taxă uniformă se va introduce. Albina din 5 februarie 1868. Monitorul francez trebuia să bage în socotință, adică să ia seamă, să ție seamă de nemțește, in Rechnung, in Anschlag bringen.
Gazeta Transilvaniei din 24 aprilie 1868. În consunetul statutelor se convocară membrii reuniunii. În consunetul statutelor? În consunetul trâmbițelor, dar nu al statutelor. Nemțește. Im einklange mit den Statuten. Românește. În conformitate cu statutele. Tot gazeta zice în numărul din 17 aprilie 1868, după sunetul învoielii ratificat. Un sunet de învoială. Nemțește. Laut ratificierten ab commons. Românește. După cuprinsul învoierei, sau cum se zicea în stilul vechi de tribunale, după glăsuirea tocmelei. O altă analogie falsă o vedem în telegraful din 25 aprilie 1868. Se sună că în personalul acestui oficiu se vor face schimbări, adică se aude că, nemțește, es verlautet. Asemenea, în Albina din 12 mai 1868, între alte afaceri de restanță, intonăm chestiunea naționalităților. Intonăm un cântec, dar nu intonăm o chestiune de naționalitate. Însă nemții zic, eine Frage betonen, adică a releva, accentua. Telegraful din 28 aprilie 1868 zice, Keglevici mai vine odată asupra interpelațiunei de alaltăieri. La aceasta răspunde ministrul că el nu poate avea în vedere numai singurate, ci tezaurul întreg al statului. Keglevici mai vine odată asupra, vrea să zică, mai revine. Nemțește, kommt nochmals auf, singurate, ci, pe care nu-i poate avea în vedere ministrul, sunt indivizii. Nemțește, die Einzelnen. În Federațiunea din 22 aprilie 1868, un public ales, constatator, din baron, conț, principi. Românește, compus din. Nemțește, Bestehendaus. Românește, de la o persoană demnă de crezut sau din izvor destul de sigur. Nemțește, aus glaubwürdiger Quelle. Închipuiți-vă un francez care ar zice, je peux affirmer de fontaine croyable. Și acum ceva interesant. Găsim în numărul 1 al Transilvaniei, în legătură cu acest raport, și a măsurat paragrafului. A măsurat este nemțescul gemes, care la noi s-a tradus pe românește cu conform. Pentru ce conform și nu a măsurat? Pentru că conform este un cuvânt nou primit de la francezi, pe când a măsurat este un cuvânt nou tradus de la germani. Și nu mai încape îndoială când este conflict între aceste două popoare, de la care trebuie să primim mai întâi cuvintele. Familia scrie la pagina 327 a nu știu cărui an, fiindcă lipsește începutul cu alei. În tragedia Galilei, a nemuritorului Ponsar, vin înainte mai multe observațiuni. Vin înainte este o traducere literală a nemțescului common for și însemnează românește se află. În același număr, pagina 328, sultanul va fi încortelat la Schönbrunn. Nemțește ein Quartier, dar și nemțește este rău. Aceeași familie, pagina 328. Bărbatul a fost judecat la închisoare. Ceea ce vrea să zică pe românește, tribunalul s-a dus la temniță și a judecat pe acuzatul acolo și poate în sentința sa l-a dezvinovățit. Dar intențiunea autorului este de a zice l-a condamnat la închisoare. În pagina 322 a aceleiași foi citim: eruditul Eliade, împreună cu mai vreo câțiva bărbați zeloși. Acest mai este nemțescul noch, mit noch einigen Männer. În pagina 144 ni se spune de o tânără engleză avută fără măsură.
fără măsură. Autorul vrea să zică peste măsură de avută. Telegraful român din 25 aprilie vorbește de un atac de răpire. Românește, o prădare. Nemțește, Raubanfall. Tot telegraful român din 21 aprilie 1868 zice, relatând o faptă trecută, spre norocire. Noi zicem în acest caz cu o distingere fină din norocire, lăsând spre norocire pentru tendința în viitor. Însă nemții zicând zum glück, în amândouă cazurile, se înțelege că trebuie să ne stricăm și noi limba după ei. Același telegraf român spune într-un anunț din numărul din 14 martie. Convorbirile literare, foaie din Iași, apar de două ori la lună. Putem asigura pe domnul redactor al telegrafului că foaia în chestiune, ce e drept, apare în intervale de câte 15 zile. Însă nu la lună, ci la soare, publicându-se dimineața. În Albina din 5 mai 1868, într-o corespondență din Brașov, care vorbește de succesul teatrului domnului Pascali, se zice: publicul român l-a îmbrățișat cu căldură, ocupând toate locurile de șezut, încât acum numai locurile de stat mai sunt libere. Nemțește, ziți plețe și ștei plețe, însă locuri de stat pe românește sunt plas de leta, stat plețe, nu ștei plețe, iar locurile de șezut ne cerem voie să nu spunem ce sunt. Sunt mai multe exemple până aici decât am citit eu, dar l-am ales pe cele mai caragioase de până acum și pe cel mai ușor de înțeles pentru noi cei care nu cunoaștem limba germană. Asemenea, exemple de germanisme, spune Titu Maiorescu în continuare, credem că sunt de natură a deștepta în toți cititorii o dreaptă neliniște asupra soartei finale a unei limbi astfel maltratate. Și acest simțământ s-ar pronunța încă mult mai tare dacă toți cititorii ar fi făcut ceea ce a trebuit să facem noi, dacă ar fi citit timp de 4 luni, cu luarea în minte, mai toate foile române din Austria. Atunci ar fi văzut că germanizarea limbii noastre din partea compatrioților de peste Carpați nu este excepție, ci este regulă. Și că citațiunile reproduse de noi au fost numai o slabă culegere din o sumă nenumărată de exemple de același fel. De unde se provine acest fapt? Din neglijența autorilor? Sau dintr-un sistem de procedare precugetată? În cazul dintâi, lucrul se osândește de la sine. Și câteva critici care să dovedească acelor domni că publicul urmărește cu oarecare atențiune stilul domniilor lor, vor putea avea un rezultat bun pentru îndreptare. În cazul al doilea însă, întrebarea este mai grea. Dacă într-adevăr jurnaliștii citați vor să justifice germanismele, atunci impresia ridiculă ce ne produce stilul domniilor lor nu este îndestul pentru a îndrepta, ci noi trebuie să scoatem toată cauza din sfera simțământului instinctiv despre ceea ce este și ce nu este limba română și să o ridicăm la înălțimea unei argumentări teoretice din principii. Când zice telegraful român din 14 martie anul 1868 de vom lua lui acest recurs spre examinare sub cuțit canonic, pentru ce constituie aceasta o eroare de limbă? Nemții zic unter das kritische Messer nehmen. De ce să nu zicem și noi a luat sub cuțitul canonic. Limba noastră este o limbă încă săracă în idei. De-abia acum se dezvoltă cu progresul de cultură al întregii societăți. Nu este bine să primim expresiile figurate din limba germană sau din alte limbi și să ne înavuțim astfel pe a noastră? Și care ar fi cauza legitimă? Ce s-ar opune în contra acestei procedări? Cauza foarte legitimă care se opune în contra acestei procedări și care nu va ierta niciodată germanismele jurnaliștilor noștri de peste Carpați
ne pare că rezultă din următoarele reflecții. Orice cuvânt este exprimarea unei noțiuni abstracte, prin sonuri articulate. Până când sufletul omului nu s-a înălțat încă la o abstracțiune, până atunci nu are cuvinte, ci numai gesturi sau exclamațiuni nearticulate pentru a-și exprima dorințele și simțămintele. Când însă în conștiința copilului s-au adunat mai multe imagini despre același fel de obiecte, atunci, printr-un proces psihologic cunoscut, se întunecă din aceste imagini tot ce aveau individual și rămâne numai partea lor comună, prin care li se susține unitatea felului. Și această restanță este ceea ce se numește noțiunea acelui obiect. De aici se vede că orice noțiune este abstractă și că, prin urmare, nu se poate afla niciodată realizată în lumea sensibilă. Noțiunea carte, de exemplu, nu se află nicăieri în realitatea palpabilă, ci numai o carte individuală, care cuprinde o sumă de însușiri sensibile, ce au a face cu cartea în genere, adică cu acea nălucire intelectuală, dacă mi se iartă cuvântul, prin care suntem în stare să recunoaștem orice carte ce ni s-ar mai prezenta de acum înainte ca un obiect de același fel, de care sunt și cărțile văzute până acum. Această abstracțiune generică se sensibilizează și se deosebește de altele prin cuvânt. Și cuvântul este numai ajutor fonetic pentru fixarea unei gândiri abstracte. Însă această abstracție a gândirii are grade deosebite și gradarea se face după câtățimea, mai mare sau mai mică, de sensibilitate, ce se mai păstrează în gândirea noțiunilor. Și ceea ce se întâmplă cu noțiunile comparate între oaltă se poate întâmpla cu una și aceeași noțiune, adică cu unul și același cuvânt în deosebitele sale întrebuințări. Se poate întâmpla ca din suma de însușiri a căror gândire se deșteaptă în mintea omului când audă un cuvânt, să fie mai ales una care, în cutare legătură cu alte cuvinte, să ne pară cea mai importantă. Atunci, dacă această legătură se întâlnește mai des în conștiința omului, dispare cu încetul, însă numai pentru acel raport special. Gândirea restului de însușiri sensibile și rămâne pronunțată în suflet numai însușirea particulară care a motivat raportul. De exemplu, când zicem noi românii fuge mâncând pământul, din mâncând nu ne gândim la toate însușirile sensibile care altfel se deșteaptă în mintea noastră când îl auzim. Nu ne gândim la punerea obiectului pe limbă, la mestecarea lui cu dinții, etc., ci numai la unul din efectele sensibile ale mâncării, adică la micșorarea succesivă a obiectului consumat. Și ne închipuim că în același mod vizibil se micșorează distanța de pe linia pământului ce o parcurge cineva fugind. Aceasta este dar o nouă abstracțiune chiar în sfera noțiunii a mânca. Precum însă se cere ca un copil, pentru a avea noțiunea unui obiect și nu numai reproducerea imaginii lui individuale, să fi văzut acest obiect de mai multe ori și în mai multe exemplare, astfel contopirea psihologică a calităților individuale și răsărirea celei esențiale nu se întâmplă. Asemenea, pentru cazul deosebitelor abstracțiuni, în gândirea aceluiași cuvânt, este neapărat necesar ca acel cuvânt să se fi aflat adeseori în aceeași legătură cu celelalte cuvinte, în privința cărora nu îi se cere decât una anume din însușirile sale sensibile. Numai atunci locuțiunea devine, cum se zice, convențională, adică și-a șters în imaginațiunea noastră toată sensibilitatea, afară de acea mică parte, care îi susține raportul cu celelalte cuvinte din locuțiune. O asemenea evaporare a sensibilității este așadar rezultatul unui fel de educație intelectuală anterioară. Este un fapt psihologic, care se află identic numai în acele conștiințe în care s-a produs mai înainte, prin uzul zilnic, un grad egal de abstracțiune.
Acum vom înțelege cauza pentru care este cu neputință de a transplanta idiotismele unei limbi în altă limbă prin traducere literală a cuvintelor. Căci în cealaltă limbă, unde legătura de cuvinte nu s-a produs de la început și nu s-a lățit prin uz convențional până la ștergerea unei mari părți a sensibilității, fiecare cuvânt deșteaptă în conștiința celui ce-l aude întreaga masă de însușiri sensibile ale lui. Și în această masă, spiritul se confundă și nu găsește îndată și adeseori nu găsește niciodată anume acea însușire care a justificat și care susține raportul. Pentru a ne convinge de aceasta, să revenim la exemplul nostru de mai sus și să încercăm a-l traduce literal în alte limbi. Fugem mâncând pământul. Franțuzește, il fie en mangeant la terre. Nemțește, er fliegt in dem Erde ist. Cine cunoaște aceste două limbi, simte îndată că traducerile sunt imposibile. Și cauza este că francezii și nemții, care nu și-au micșorat prin uz convențional sensibilitatea acestor noțiuni, se gândesc la întreaga imagine a cuvântului mâncare și mai întâi la amestecarea în gură și nu numai la acea parte care a motivat idiotismul român, adică la dispariția obiectului consumat. Prin urmare, fraza astfel tradusă, pe lângă greșeala de a fi ridicolă, are și greșeala mult mai mare de a rămâne cu totul neînțeleasă. Nu avem să cercetăm aici cum să producă asemenea raportul de idiotisme. Dacă este maniera născută a unui popor sau influența climatică sau invențiunea unui cap genial, a cărui expresiune nouă să se fi lățit îndată și să fi devenit proprietate comună a poporului, sau mai bine toate acestea împreună, care dau prima naștere a idiotismelor. Ceea ce e sigur este că întrebuințarea unui idiotism presupune deja formată acea dispozițiune a conștiinței intelectuale într-un popor, care să admită cuvântul locuțiunii numai în partea trebuincioasă a sensibilității sale și nu în celelalte. Fără această conformare anterioară a spiritelor, idiotismul este cu neputință și traducerea lui literală dintr-o limbă în alta este cea mai mare eroare ce se poate comite în contra limbii și în contra spiritului unei națiuni. Pentru a aduce acum toată explicarea precedentă la o formulă mai precisă, vom zice că un popor are un idiotism de câte ori la un cuvânt împreunat cu altele nu gândește toată sensibilitatea lui, ci numai o parte mică prin care se află în legătură cu celelalte cuvinte din locuțiune. Sau altfel zicând, idiotismul este o abstracțiune convențională. Prin urmare, înțelegerea lui atârnă de la o educațiune prealabilă și comună a inteligenței care să fixeze în mod identic pentru toți gradul abstracțiunii, fără de care compunerea cuvintelor din locuțiune nu are înțeles. Toate erorile lingvistice, nu gramaticale, în traducere, provin dar din nepotrivirea cantității de sensibilitate ce la auzirea aceluiași cuvânt se deșteaptă în conștiința a două popoare diferite sau cu o expresiune tehnică, din incongruența sferelor cuvântului original și a celui tradus. Nemții pot zice, de exemplu, în frază convențională: Die Herren ließen die Köpfe wie begossen hängen. Dar noi nu putem traduce cum face foaia albina din 28 aprilie 1868. Domnii cei ce așteptau spectacole plecară capetele ca vărsați cu apă rece. Fiindcă în această locuțiune neobișnuită, noi ne gândim la toată acțiunea sensibilă a vărsării cu apă și nu la efectul mai mult moral ce are în vedere fraza germană. Cuvântul nostru convențional este plouat. Care, din contră, în traducerea literală de beregnet, ar produce la germană o impresie falsă. Și iar urmează niște exemple. Pentru a varia lectura acestor citațiuni, vom arăta acum un alt fel de germanisme introdus în foile române din Austria.
germanismele mai fine în reproducerea idealismelor nemțești. Aceste idealisme se potrivesc cu gradul cel înaintat până la care este în stare a se înălța conștiința poporului german în abstracțiunile sale. Și într-adevăr, nu este popor modern care să aibă atâtea idei abstracte și, prin urmare, atâtea cuvinte abstracte câte le au germanii. Cauza trebuie să fie o predispoziție naturală. În proporția în care un popor este mai puțin impresionabil prin sensuri decât altul, în acea proporție el va fi mai aplecat spre abstracțiunile științei, pe când celălalt va fi mai atras spre senzualitatea artelor. Cercetările cele mai înalte de filozofie abstractă sunt fapta națională a spiritului german și englez, precum reprezentarea cea mai perfectă a frumosului în pictură este fapta naționalității italiene și spaniole și cea mai mare claritate a formei și a stilului fapta francezilor. Și niciodată la italieni și la francezi nu se va putea naturaliza filozofia lui Hegel, precum niciodată germanii nu au produs coloratura via picturii italiene, aceste osebiri fiind efectul unei predispoziții născute. Limba este o reproducere credincioasă a acestei deosebiri. În vocabularul francez, italian, român sunt un șir de cuvinte a căror senzualitate oarecum pipăită nu își află echivalent în niciun cuvânt german. Și viceversa, sunt în limba germană cuvinte, mai ales noțiunile compuse, a căror abstracțiune este cu neputință de reprodus în limbile romanice. Orice încercare de a confunda aceste margini de abstracțiune produce o falsificare a geniului propriu al națiunii și rămâne neînțeleasă pentru marea majoritate a poporului. Prin urmare, este o sândită în fapt. Dar nici în teorie nu se poate justifica, fiindcă nu ar fi drept să zicem că limba germană este preferabilă celei franceze sau viceversa. Francezii, cu plasticitatea lor, sunt incapabili de ultimile abstracțiuni ale filozofiei germane, dar au în limbă o calitate tot așa de prețioasă, limpezimea practică. Pe când limbii germane, noțiunile ei cele mai eterizate, îi lipsește tocmai controlul experienței sensibile și, prin urmare, siguranța adevărului. Filozofia lui Fichte este imposibilă în limba franceză. Și să o mărturisim cu sinceritate, francezii nu pierd prea mult prin aceasta. Așadar, noi nu suntem și nu putem fi chemați a introduce în spiritul român toate finețele idealismului terminologiei germane și orice cuvânt german care trece peste nivelul mai coborât al abstracțiunii române trebuie să fie redus la acest nivel chiar cu pierderea unui grad din idealitatea sa. Idealitatea pierdută îi se compensează prin mai mare lămurire și simplicitate ce dobândește. De exemplu, cultura specială de chemare ne pare un germanism, spețiele Berufsbildung, și propoziția cu care își începe foaia societății anul 1867, omul inteligente, care a devenit la cunoștința conștiută că are, etc., este un germanism neînțeles pentru români. Noi am zice omul care începe să simtă sau să știe că are, etc., dar niciodată care a devenit la cunoștința conștiută. Ne mărginim la exemplele citate și terminăm aceste observări asupra germanismelor, provocând juna generației de autori români din Austria să părăsească direcția urmată până acum de jurnalele lor. În mijlocul luptelor de naționalitate, ce în Imperiul Austriac se agită mai mult decât oriunde, și în lipsă de o literatură română destul de bogată, compatrioții noștri de peste Carpați au îndoita datorie de a păstra cu scumpătate spiritul deosebit al limbii materne și de a nu-l falsifica prin elemente străine. Căci o cauză națională, apărată cu o limbă stricată, este pe câmpul literar o cauză pierdută. Și desigur, cu organe corporale, cu muzică de pisici, cu legături de atențiune, cu cuțite canonice,
nu vom putea întări împotrivirea patriotică în contra germanizării și maghiarizării din Austria. O altă grupare de greșeli caracteristice în numitele jurnale se deosebește prin disproporția între iuțeala gândirii și forma prin care se exprimă, atât în construcțiunea frazei, cât și în întrebuințarea cuvintelor. Fraza, nefiind decât exprimarea unei idei, înțelesul și puterea fiecărui cuvânt din ea se îndreptează numai după cuprinsul tuturor noțiunilor din gândire. Stilul prozaic este bun când între cugetare și propoziție este cel mai strâns raport de congruență. Stilul devine greoi când numărul de cuvinte întrebuințat este prea mare pentru ideea ce au să exprime. Stilul este exagerat când înțelesul sau intensitatea cuvintelor izolate covârșește intensitatea gândirii ce vor să exprime în împreunarea lor. Stilul este prea restrâns, dar de acest extrem nu e de trebuință să ne ocupăm, căci în scrierile române de până acum nu credem că se va constata vreundeva o prea mare îmbelșugare de idei în comparare cu cuvintele întrebuințate. Ce e drept? Întrebarea pusă în acest fel se apropie prea mult de ultimele margini ale unei critici îngăduite, căci, în fine, stilul greoi provine din înțelegerea grea a celui ce scrie. Și cine face vorbe multe la idei puține, are o cauză foarte firească pentru aceasta. Însă, din partene, ar fi o lipsă de rezervă neiertată când am numit această cauză cu adevăratul ei cuvânt și am aplicat epitetul respectiv la majoritatea jurnaliștilor noștri. Aceasta nici nu ne este intenția. Noi venim din contră. A apăra inteligența colegilor de peste Carpați, în contra propriului stil al domniilor lor, care o ascunde întrucâtva, și ne vom încerca să arătăm că este numai o rea de prindere în forma din afară și nu un defect al cugetării, care îi face să-și întunece ideile prin introducerea unor cuvinte pe cât logicește de prisos, pe atât de urâte la auz. După cât am putut constata, cele mai obișnuite din cuvintele care îngreuiază stilul compatrioților noștri din Austria sunt pronumele, acela, în toate genurile și cazurile lui, și conjuncția că și cum că. Exemplele următoare pentru această eroare stilistică probează întinderea răului și trebuința de a-l stăvili odată. Începem citațiunile cu un pasaj care are meritul de a fi în felul său un model foarte lămurit. Transilvania. Din 15 februarie 1868 scrie: Comitetul cu privire la opul domnului Ichițu decide că acela să se retrimiță domnului auctor, pe lângă observațiunile făcute la același din partea comisiunii examinatoare, compusă din unii membri ai comitetului, cu acea indigetare că numitul domn, folosindu-se de acele observațiuni, să-și prelucre opul în acel sens și retrimițându-l la comitet, acesta apoi îl va recomanda adunării generale. Se poate o propoziție mai grea la înțeles și mai urâtă la auz? Și aceasta numai din cauza pronumelor nesfârșite, acela, același, acea, acele, acel, aceasta, a căror întrebuințare, în cazul de față, este cu atât mai inexplicabilă, cu cât din niciun punct de vedere nu erau necesare, fiindcă fraza întreagă ar deveni mai simplă, mai clară și mai plăcută la auz, înlăturând acele demonstrative. Pronumele demonstrative se pun pentru a îndrepta atențiunea în cazurile unde altfel ar rămâne nefixată asupra cuvântului important, dar unde direcția este de la sine indicată prin celelalte cuvinte, îndreptările nu pot produce decât confuzie. Proverbul german, culme, sunt atâți arbori încât nu mai vezi pădurea. Aș fi jurat că e de-al nostru. Cele zise se vor ilustra și mai mult prin următoarele citațiuni. Telegraful român din 25 aprilie 1868. O chestiune nouă se vede pe orizontul politic și aceea este cea a fortăreței Mainz. Și alte exemple. Dr. Maniu e de părerea aceea că amendamentul acesta e numai
Mai avem exemple cu demonstrative, mai sărim. După asemenea, citări de stil îngreuiat. Face o impresie îndoită neplăcută în scrierile acestor jurnaliști, exagerarea cuvintelor întrebuințate, pentru a exprima lucruri simple de natura lor. Dar se vede că și aici, ca în toate lucrurile, un extrem greșit naște greșeala celuilalt extrem și mintea autorului, întârziată prea mult prin cuvintele sale de prisos, caută a-și răzbuna prin zborul fără de veste spre o idee nepotrivită în exagerarea ei. De exemplu, un corespondent al Albinei, de la 12 mai 1868, vrea să scrie ceva despre o societate de citire ce s-a înființat în Beiuș și se exprimă așa. Mult onorații patroni ai societății noastre de lectură din Beiuș doresc, poate fierbinte, unele înștiințări despre starea acelei societăți. Dacă inimile patronilor de la Beiuș fierb numai la dorul de o înștiințare despre starea societății de lectură, în ce stare de temperatură se vor afla la întrebări mai importante? Nouă ne e teamă că celui ce fierbe la lucruri așa de mici nu-i mai rămâne la lucruri mai mari decât să se evaporeze cu totul. Și bomboana de pe colivă? Să punem o sărutare fierbinte și pe modesta cruce a poetului Ioan Văcărescu. El a cântat amoara, poharul, primăvara, gloriile pierdute. Și când cânta naționalismul, părea că auzi umbra plângândă a lui Ștefan pe ruinele mucezite ale patriei căzute. Miraculoase exemple de această manie a exagerării se află în scrierile beletristice, în familia, în nuvela domnului Marinescu Petru Rare și în almanacul de la Oradea Mare, etc. În acesta din urmă, dacă ne aducem bine aminte, se povestește iarăși pe lung și pe larg istoria propriei sale înființă și se spune, între altele, că chestiunea vitală a almanacului flăcăra necontenit pe buzele conducătorului. În chiar interesul jurnaliștilor români din Austro-Ungaria, noi nu putem decât să ne exprimăm părerea de rău la aflarea unor asemenea abateri stilistice, căci din cauza lor foile de peste Carpați nu vor putea pătrunde niciodată în masa poporului și nu vor avea, prin urmare, nicio înrăurire asupra societății române. În starea de față a culturii noastre este încă o chestiune controversată dacă prin literatură, îndeopște, fie cea mai bine scrisă, putem produce cu oarecare siguranță o deșteptare a simțului de viață în poporul român. Dar ceea ce e mai sigur și mai presus de controversă este că niște scrieri pline de germanisme, de exagerări și de confuzii stilistice, ca cele arătate, nu pot avea nici cel mai mic rezultat pozitiv asupra națiunii noastre. Și aceasta este o daună cu atât mai mare, cu cât de albintă jurnalele române din Austria se deosebesc prin silința neobosită, prin regula și consecința cu care își urmează fiecare direcția sa politică. Ne rămâne a vorbi în fine despre ceea ce am numit falsa originalitate în limba jurnalelor române austriece. Cu această numire am voit să calificăm atât introducerea de prisos a cuvintelor noi acolo unde avem alte cuvinte vechi cu același înțeles, cât și întrebuințarea nemotivată de cuvinte vechi pentru alt înțeles decât cel obișnuit. Prin urmare, nu orice introducere de cuvinte noi și orice aplicare de cuvinte vechi la înțelesuri noi constituie o originalitate falsă, ci eroarea se comită numai acolo unde introducerea este de prisos și aplicarea falsă. În cazurile din urmă însă ne credem cu atât mai mult datori a combate o asemenea tendință spre invențiuni noi, cu cât fenomenul ei nu este izolat, ci stă în raport cu un șir de alte procedări analoge în literatura noastră. Aceeași originalitate falsă a autorilor și aceeași tendință de a schimba toate o întâlnim și în sfera gramaticală și pe tărâmul discuțiunilor ortografice. Greșeala fundamentală în toate acestea provine din necunoașterea valorii proprii ce o are limba unui popor. Limba, în orice manifestare a ei, în gramatică,
ca și în expresiuni și idiotisme, este un product necesar și instinctiv al națiunii și individul nu o poate niciodată modifica după rațiunea sa izolată. Fără îndoială, limba nu există decât în rațiunile indivizilor și toată viața este atârnată de cugetarea și reproducerea în mințile generațiunii prezente și a celor viitoare. Însă această viață în esență nu este reflexivă, ci instinctivă și se produce în majoritate cu forța fatală a legilor naturale și nu după arbitrul reflexiunii individului. De aceea limbile s-au înavuțit și se înavuțesc totdeauna prin scrierile poeților geniali care, fără a se gândi la teoriile lingvistice, se exprimă după simțământul ce l-au despre ceea ce este potrivit cu limba lor. Dar nu se înavuțesc niciodată prin filologi, prin membrii de societăți academice, etc., al căror studiu reflexiv îi face capabil de a afla legile ascunse ale simțământului după care poporul cu poeții săi și-a creat și mărește limba, dar îi face totodată prin chiar faptul acestei reflexiuni incapabil de a o forma și reforma din nou. Singurul rol ce scriitorii reflexivi, filologii mai întâi, dar apoi și ceilalți prozatori ai științei, îl pot avea în privința limbilor materne, este de a-i se supune fără împotrivire, de a o recunoaște ca autoritate legală a naturii proprie a poporului lor. În această privință, ei se află în poziția oamenilor de știință fizică, a căror chemare este de a descrie fenomenele și de a le explica, constatându-le legea după care se conduc, iar nu de a face ipoteze despre ceea ce ar fi trebuit să fie acele fenomene. Ce am zice de un astronom care, în loc să ne explice legea lui Jupiter, ne-ar spune că Jupiter, după calculul lui, s-ar fi cuvenit să se miște mai bine între Mercur și Venus decât între Mars și Saturn. Tot așa de nepotrivită ne pare procedarea filologului care ar voi să ne silească astăzi, să zicem, ursilii în loc de urși sau ul domn în loc de domnul sau meniciune în loc de menire, motivând asemenea schimbare prin faptul că așa îi se pare lui mai rațional. Singura rațiune de îngăduit în această materie este uzul poporului, care face lege și care își are totdeauna cauza lui binecuvântată și mai profundă decât rațiunile filologilor. Astfel, scrierile care se încearcă a silui o limbă, precum sunt, de exemplu, la noi, Tentamen Criticum al lui Augustă Boniu Laureanu, Gramatica domnului Cipariu, Dicționarul Academic Laureanu Maximu, nu merită să fie calificate decât de curiozități literare, fără valoare practică în ceea ce privește direcția lor originală la formarea limbii. Exact numele pe care l-am auzit lăudate la Aaron Pumnul. Între forma lingvistică ce unui individ îi pare mai rațională și între forma obișnuită în dialectul cel cult al poporului, nu este iertată nici măcar șovăirea. Forma individuală trebuiește înlăturată și uzul trebuiește primit ca lege superioară. Avem și aici un pomelnic de exemple, dar ne îndreptăm către cele de la sfârșitul articolului. Membrii asociației se adunară împreună cu un număr respectat de oaspeți. Număr respectat? Poate respectabil. Telegraful din 14 martie. Treaba chestionată nu se va decide. Adică treaba în chestiune. Ce înțeles poate avea treaba chestionată? Multă supărare face acelor jurnaliști și cuvântul francez. Francez e un cuvânt bun românesc, obișnuit de mult timp în România liberă, format după analogia curată a limbii noastre, Genova, genovez, Olanda, olandez, etc. Dar aceasta nu le apără de respingerea confraților de peste Carpați, care caută, care de care, numiri mai originale pentru a-l înlocui. Transilvania vorbește de un poet franc. Albina, de o parte, francească, alții de francic, alții de franco-galic. Și cu toate acestea, francez este și rămâne cuvântul cel mai bun.
Franco Gallic se raportează la timpurile evului vechi și nu se potrivește cu însemnarea actuală, iar frag, francesc, francic sunt de-a dreptul false, referindu-se la franci, seminție germană, franken, și nu la francezi, franceză. Transilvania, în primele sale numere, publică o privire fugitivă peste literatura română, în felul ei un model caracteristic. Autorul, din extaze în extaze, ajunge la culmea sublimului, face și pasul despre care vorbește răutăciosul proverb francez și conchide. Că noi avem eroi și literatură în calitatea și cantitatea dorită și că acum ne lipsește numai un Plutar și o istorie critică a literaturii naționale. Aceste idei sunt exprimate într-un stil a cărui originalitate se va aprecia din următoarele două probe. Enache Cogălnicianu, eroul de pe urma al cetății naționale în Moldo-România, a depus trompeta sa. Și în partea finală, ea cocolea falanga politicilor și a publiciștilor, mai colea alții care își culeg merite pe câmpul verde al științelor naturale, alții care asudă pe piscurile țepeșe ale filozofiei, etc. Să mai continuăm cu citațiunile, să mai vorbim de lucrățivitatea științală, de limba propunețivă și ființală, de meniciunea și de repeticiunile, de așezămintele pusățive ale foaiei din Bucovina, care urmează îndemnul domnului Aron Pumnul. Credem că exemplele de până acum sunt de ajuns și că cititorii sunt puși în stare să judece înși în cunoștință de cauză despre dreptatea unei împotriviri critice în contra degenerării limbii din jurnalele austriece. Această datorie, odată împlinită, putem recunoaște fără rezervă că publicistica română în Austria se află într-o poziție mai grea decât cea din România liberă, prin elementele străine în mijlocul și în contra cărora este silită a se lupta. În această împrejurare, scriitorii jurnalelor politice, dar nu ai celor literare, vor putea afla o scuză pentru neîngrijirea formei sub care își prezintă ideile. O scuză, nu atât înaintea publicului, cât mai mult pentru liniștirea conștiinței dumnealor private. Căci înaintea publicului și privind lucrurile în sine însuși, precum trebuie privit, fără considerări personale, cerința unei limbi curate este o cerință absolută, de la cărei împlinire nu se poate dispensa niciun jurnal care își respectă publicul, sau cel puțin se respectă pe sine însuși, în misiunea ce și-a ales-o de a fi conducător poporului pe calea progresului național. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la sfârșitul articolului. Avem atât argumente pro, cât și argumente contra, deci vă las pe voi să decideți cine are dreptate sau pe unde se află adevărul în această dispută dintre Ardelen și Titu Maiorescu. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, like și subscribe și ne vedem data viitoare cu o nouă poveste de vine. Pa! Pe data viitoare!